Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Raul Damian în cadrul emisiunii Bătăliile Inimii. Așa după cum vă aminteam și în emisiunea precedentă, împreună cu mine în studioul nostru este Norian Muntianu, psiholog. Norian, mă bucur tare mult să ne reauzim. Și eu mă bucur să ne vedem. Mulțumesc de invitație încă o dată. Astăzi o temă foarte interesantă, moartea bărbaților, nu știu, așa într-un fel mă simt ciudat, e ca și cum am fugit și noi doi, ne urmăresc dușmanii și noi am ascuns aici în studio ca să nu cumva să suferim moartea bărbaților. Ne-a pregătit cineva, adică există vreun plan făcut ca bărbatul să moară? Nu știu dacă conștient, dar inconștient da, și nu mă refer la bărbați din punct de vedere fizic, mă refer la rolul bărbaților în familii, în viața de zi cu zi, în societate. Și aici cam așa se pare, că se cam duc bărbații. Acum, dacă privesc un pic așa în istorie, uciderea băieților însemna uciderea unei națiuni. E valabil și astăzi, exact. deși astăzi, așa, uciderea fizică a băieților, a copiilor, a pruncilor, nu prea aș putea spune că e atât de accentuată. Da, nu, nu, din câte știu eu, cel puțin lumea civilizată nu e prevalentă. Dar nu vorbim de uciderea fizică. Vorbim despre uh, uciderea identității. Uciderea masculinității poate ar fi mm -hmm. o variantă mai bună. În sensul că avem nevoie de bărbați care să ia atitudine, care să fie verticali, să dea dovadă de apanajul bărbăției. Și acest lucru este foarte descurajat, din nou și din nou. De ce le merge așa de rău bărbaților astăzi? Păi să vedem. Bărbații sunt mult mai predispuși la a avea probleme, să zicem, la locul de muncă, de a suferi, de a face lucrurile grele, de a se confrunta cu sinuciderea de cele mai multe ori, de a nu cere ajutor, de a, se, de a fi înglodați în adicții de toate felurile. Și ce înseamnă o adicție? Înseamnă că mi-e greu și mă automedichez cu ceva. Poate să fie vorba de alcool, poate să fie vorba de pornografie și așa mai departe. Și spre deosebire de, de multe generații care au venit înaintea noastră, deja nu mai este atât de clară care e utilitatea bărbatului, până la urmă, uh -huh. în societatea actuală? Și unde vreau să merg cu lucrul acesta? În mediul creștin, din fericire, suntem cât de cât protejați de acest lucru. Dar să ne uităm puțin mai departe, în grădinile celelalte. Deja se zice că bărbatul nu mai are utilitate. Adică, orice poate face un bărbat, poate face și o femeie, se pune semnul egal din toate punctele de vedere. Ori lucrul acesta, în primul rând, nu ne face bine nouă bărbaților. Adică avem nevoie de un, o percepție a utilității, de un sens, al, un sens și un scop. Să știm că mergem dire într-o direcție și un bărbat, până la urma urmei, fie că e metaforic, fie că e faptic, este făcut să lupte. Uh -huh. Dacă îi se spune bărbatului, n-ai pentru ce să lupți, nu-i nevoie de tine, ce o să faci? De multe ori lupți împotriva ta, nu? Bun, dar găsim și în istorie, acum chiar în Sfânta Scriptură, găsim că bărbații au făcut foarte mult rău. Adică și Adam a greșit, nu doar Eva. Sigur. Primul criminal a fost bărbat, primii homosexuali au fost bărbați, chiar femeile din vechime aduceau jerfe idolilor, dar cum cu învițarea bărbaților. Bun, exemplele ar fi foarte multe. Nu e normal să dăm totuși o șansă și femeilor? Dar categoric, nimeni, eu nu zic să ne băgăm pe felia femeilor, eu zic să ne ocupăm de felia noastră. Pentru că mergând, începem acum literalmente de la Adam și Eva. Greșala bărbatului din grădina Eden este că nu a vegheat, că nu a intervenit. Și aici este rolul bărbatului, rolul de protector, rolul de om care asigură lucruri pentru familia lui, rolul de cel care protejează și luptă și rolul de preot. Acestea sunt rolurile bărbatului. Ori, rând pe rând, fiecare dintre aceste roluri s-a erodat. De când? De, de multe. <laughs> <laughs> nu știu să spun exact din ce moment. Dar, uh -huh. să luăm așa, primul lucru care s-a întâmplat a fost să erodat rolul de preot. Care, putem zice că e și cel mai important. Lucrurile acestea au venit... La ce ne referim când zicem preot? Că mintea românului, preotul e bă, părintele. Părintele în sensul de domnul părinte. Domnul părinte, părinte da. exact. Preotul este... Rolul de preot este cel care cheamă oamenii la închinare și, într-o oarecare măsură, îl reprezintă pe Dumnezeu în propria comunitate, în cazul acesta în propria familie. Și acesta este primul rol și, aș spune eu, cel mai important care s-a erodat. Care au fost mesajele? Că nu-i nevoie, că este ceva din Evul Mediu. Nu asta e uh -huh. argumentul preferat. Este o gândire de tip Evul Mediu. Ori. Argumentul meu este, nu e doar evul mediu, este mult mai dinaintea evului mediu și este nevoie de bărbatul care își adună familia și o adună în fața lui Dumnezeu, adună într-un mediu sfânt. Adevărul este că astăzi întâlnim foarte multe soții care ele trezeze dimineață pe soț, pe copii, ele îi pregătesc, ele calcă cămașa soțului, ele strigă după el hai trezește-te iubire că trebuie să plecăm la bine. Adică, într-adevăr, parcă soțiile... Ele sunt cele care iau inițiativa chiar și în domeniul acesta spiritual. Așa este. Și iarăși nu este de mirare, pentru că de cele mai multe ori femeile sunt mai sensibile la, la partea aceasta, să zicem. Femeia ascultă, e mai atentă, mai aproape cu urechea de probleme, iar Să vedem în familie cum se întâmplă. Când un copil are o problemă, se duce la mama, ceea ce e cât se poate de normal. Mama e mai aproape de firul ierbii, să spun așa. Și atunci de multe ori soțiile noastre își dau seama mai repede că am apucat-o poate într-o direcție nepotrivită. Nu este nimic neobișnuit și nimic greșit femeia să sune alarma. Dar problema este în momentul când bărbatul nu mai poate să-și adune familia. Asta. Și Bun. acest lucru se vede. Acum în Sfânta Scriptură vedem felul în care Dumnezeu a gândit familia și bărbații, de asemenea și femeile. Adică i-a gândit, gândit ca o echipă. Dar de unde am ajuns la lupta între sexe? Că despre asta e vorba până la urmă. E o luptă, cum ar veni, între și roluri, bărbații, femeile, mișcarea feministă și așa mai departe. A pornit din momentul în care am început să ne privim ca dușmani unul pe celălalt. În momentul în care ne privim ca o echipă, ca ne susținem unul pe celălalt ne ajutăm, suntem complementari, totul merge bine. În momentul când arătăm unul cu degetul spre celălalt și spunem tu nu ești în stare, tu nu faci bine și eu pot să fac mai bine lucrurile acestea, deja, deja am pierdut. De când am început această discuție, am pierdut. Suntem făcuți să ne completăm unul pe celălalt și este singurul mod în care putem avea copii care înfloresc și nu doar copii, și noi înflorim alături de partenerii noștri văd cum merg lucrurile în propria mea familie în care soția mea este într-adevăr un ajutor potrivit, dar este și omul care mă provoacă. Mă provoacă în sensul bun al cuvântului să merg mai departe, să, mă, să ies din zona de confort și eu pe ea. Cum ar fi dacă eu m-aș întoarce împotriva ei și aș aș spune, bă, eu pot să fiu o mamă mult mai bună decât tine. Ar fi absurd, de-a dreptul. Nu, nimeni n-are de câștigat din acest lucru și avem de pierdut noi și au de pierdut copiii noștri. Și se întâmplă, vedem în special la tineri. Uh -huh. Bărbați fără perspective, tot mai des, care nu au un sens că merg într-o direcție. Sunt pe nicăieri. Și atunci, de, de foarte multe ori, un lucru pe care îl fac în terapie cu tinerii este bun. Ce înseamnă pentru tine să fii bărbat? Pentru că fiecare avem poate o definiție diferită și în cazul în care nu, nu ajungem la o definiție, să zic așa, întotdeauna ai trimit spre părinții lor. Întreabă-l pe taică tu ce înseamnă, întreabă-l pe taică tu cum a fost să te căsătorești, să ai un copil, să ai un loc de muncă, care au fost problemele și de cele mai multe ori răspunsul este, dar nu-s curios. Sau uh, nu prea am o relație bună cu el. Da. Să pot Categoric, nu prea am o relație bună Și de atât de multe ori Drumul spre bărbăție trece prin Iertarea tatălui Și este un lucru greu de ascultat și legat, greu de auzit Legat de iertare, de ce nu este greu Nouă bărbaților, spre exemplu Să ne recunoaștem greșelile, neajunsurile Și să ne apucăm să învățăm Lucruri și să reintrăm În rolul și responsabilitatea Pe care o avem ca bărbat Avem pretenția din partea noastră să fim Perfecți sau infailibili și e foarte greu să accepti că tu, care ești undeva sus, cel puțin din perspectiva ta, să o dai în bară. Și ține foarte mult și de modul în care funcționează lucrurile, să zic așa, în, în familie. De exemplu, în momentul în care se naște un copil și bărbatul devine tată, copilul se uită la el ca și la cea mai puternică ființă din univers. Într-o oarecare măsură, tatăl îl traduce pe Dumnezeu în familie. Pentru că exact așa cum în primele clipe de viață, copilul se uită la Tatălui, că este chiar cel mai puternic, este aproape omniprezent, toate atributele acestea sunt a lui Dumnezeu. Și atunci de multe ori, în special băieții, ajung să-l privească pe Dumnezeu, în special adolescență tinerețe, așa cum l-au privit pe tatăl lor. Și dacă tatăl a fost absent, așa l privește și pe Dumnezeu. Dacă îl văd dur și punitiv, așa se raportează la Dumnezeu. Evident, Dumnezeu nu e așa, dar trebuie să treacă un pic până să ne dăm seama că părinții noștri nu sunt Dumnezeu, ei doar ne pun în mâna lui Dumnezeu. Bun, dar și definiția despre un bărbat puternic, din câte observ eu, este destul de distorsionată. Adică un bărbat puternic pentru unii copii sau o societate este omul care nu plânge niciodată, bărbatul care nu plânge niciodată, bărbatul care nu greșește niciodată. Și asta ne închide într-o cușcă, pentru că noi toți greșim, de plâns plângem sau dacă nu plângem ne plângem. Ne plângem sau, uite, generația părinților noștri. Generația părinților noștri plângea folosind alcool. Câți dintre tații noștri, mai ales cei care nu venim dintr-un mediu creștin, s-au automedicat cu alcool. Acolo tot e vorba de suferință de lucruri care nu puteau fi spuse, atât de dureroase încât nu, nu puteau fi spuse. Și care e problema? De ce se apelează atât de des la alcool în cazul bărbaților? Pentru că este aproape insuportabil să vitrează. E vorba despre o suferință negrăită și închizându-ne în cuști de genul ăsta, ajungem să găsim niște soluții disfuncționale, le spunem în psihologie. Și cred că este timpul să ne oprim din, din această direcție, să ne creștem băieții spre a fi bărbați, cu sens și scop, să ne reintrăm noi, bărbații, în rolurile clare și specifice ale noastre, pentru că acolo este binecuvântarea, este belșugul și înflorirea noastră și a familiilor noastre. Vreau să ne oprim puțin și la nevoile uh, unui bărbat. Care ar fi acestea? Uh, hai să luăm uh, câteva lucruri. Care sunt motivele principale pentru care se ceartă un cuplu? Prima, ai banii? Primul motiv reprezintă banii, al doilea relație intimă și al treilea copii. De aici ce putem deduce? Este o nevoie foarte mare de respect. Bărbatul are nevoie să fie respectat în familie și în public. Este incredibil de important. Al doilea lucru, bărbatul are nevoie de intimitate, să se simtă iubit, apreciat, dorit și așa mai departe, ca și fiecare om de altfel. Și să aibă impresia că este util, că este nevoie de el. Este un exercițiu pe care îl fac cu familiile tinere, în care discutăm, de, în special discut cu femeile, pentru ce ai nevoie de un bărbat? Și iarăși să fiu atent la întrebarea asta, că nu vreau să implice că nu ai nevoie, ci e important să se simtă un bărbat util în propria lui familie, că este așteptat cu drag, că este nevoie de el, că face niște lucruri cu care se mândrească la urma urmei. Independența femeii de astăzi și din zilele noastre, mai ales acum vorbim despre țările educate, dezvoltate, a dus și aceasta la știu, eu, detașarea de bărbat și la neîmplinirea nevoii unui bărbat? Eu cred că a dus la nevoi nevoii amândurora. Pentru că, din, iarăși, din ce am văzut eu, o femeie are nevoie să se simtă ocrotită. Asta nu înseamnă că nu poate să facă foarte multe lucruri singură, sub nicio formă. Dar, discutând la modul cel mai sincer, nu își dorește o femeie mai mult să se simtă ocrotită, protejată, apreciată, dorită, toate aceste lucruri mi se par extraordinare și fantastice și duc la înflorirea femeii și la înflorirea bărbatului. Adică suntem făcuți să ne împlinim unul nevoile celuilalt. Și atât de frumos merg lucrurile acestea mână în mână. Independența femeii a venit cu foarte multe lucruri bune, dar a venit și cu multe lucruri rele. Unul dintre acestea fiind ideea, nu am nevoie de bărbați. Și fiecare etapă a feminismului a venit cu un pic de distorsionare de adevăr. Evident, sunt multe lucruri bune care au ieșit de aici. De exemplu, femeile să fie independente și să poată să-și vadă de viața lor, dar au venit cu ușoare minciuni. De exemplu, dacă în prima fază se zicea să fim egale cu bărbații, lucru cât se poate de corect. Următorul lucru ce spune? Suntem ca bărbații. Adică există nu egalitate, ci egal. Și ultima minciună este suntem bărbați până la urmă. Adică mergem din pas în pas și suntem atât de diferiți. Și acesta este un lucru bun și un lucru util care duce la creșterea noastră reciprocă. Ești de acord că băieții, am vorbesc despre băieții, tineri, sunt lăsați în urmă de femeile tinere, în ceea ce înseamnă evoluția lor, chiar și pe plan profesional, în sensul în care parcă -aduc aminte, chiar și în școală aminte, fetele erau cele mai bune la învățătură. Ele, ele erau uh, cele care se implicau mai mult, ele doreau să învețe, ele erau cele care doreau să iasă la tablă pentru a răspunde profesorului Da, sunt dezavantajați și sistemul nostru educațional preponderent este înclinat mai mult să favorizeze fetele Nu știu dacă este intenționat sau nu, dar un băiat de multe ori are nevoie, descurajăm competitivitatea un băiat are nevoie să știe cam care e locul lui în lumea asta și să-și găsească un loc unde poate să exceleze. Descurajăm să zicem agresivitatea. Acum e un cuvânt iarăși foarte încărcat, dar un băiat are mai multă energie, are mai multă agresivitate și ce să facem? Nu să se spunem nu mai fi agresiv, să-l învățăm să își exprime aceste lucruri în un mod sănătos. Adică din agresivitate o transformăm în asertivitate. Adică Mă ridic și spun ce nu-mi convine, sunt vocal, nu mă dau înapoi. Acestea sunt niște calități fantastice. Ori, dacă noi turtim băieții și îi facem să fie efeminați și să se comporte ca fetele, n-am câștigat nimic. Și băieții, nu doar tinerii, de la, din, din cea mai mică perioadă, băieții au nevoie de altceva comparativ cu fetele, inclusiv de, la, de din partea jocului, din partea jocului cu adulții. De asta e important rolul bărbatului. Un bărbat se joacă altfel cu băieții. Se trag, se hârjonesc, se joacă de-a lupta. Astea sunt niște lucruri atât de importante pentru dezvoltarea unui băiat. Și uităm lucrurile astea și le lăsăm în unțul și încercăm să-i transformăm pe băieții noștri în un fel de fetițe. Acum exagerez, îmi dau uhum. seama de, de lucrul acesta. Bun, dar, dar Vreau să ilustrez punctul ăsta de vedere. De ce, totuși, sunt atâția bărbați care astăzi apelează la violență? Doresc să-și manifeste bărbăția în felul acesta sau ce le lipsește de fapt? E cel mai ușor mod în care poți să-ți manifeste bărbăția. Dacă n-ai învățat altă pârghie și știi doar un singur lucru, doar așa pot să manifest puterea, sunt bărbat dacă dau cu pumnul masă, am impresia că e și o vorbă în direcția aceasta, atunci este cel mai rapid mod în care pot ajunge acolo, să zic, să mă simt respectat, iarăși vorbim de nevoia de respect. Dacă eu știu să mă fac respectat doar din doar arătându-mi agresivitatea, doar arătându-mi violența, evident, toate problemele o să, o să le rezolv așa. Și de cele mai multe ori, când vine vorba de violență asta, înseamnă că am impresia că nu mă descurc. De multe ori e vorba de o nevoie de competență. Cu cât un bărbat este mai competent și mai adaptat, cu atâta își poate permite să nu fie agresiv. Pentru că se simte mai sigur, mai în elementul lui. Cu cât este mai puțină incompetență, cu atâta un bărbat este mai misogin, este mai agresiv, mai violent și așa mai departe. Deci acoperă niște slăbiciuni până la urmă. Exact. Este ca o pătură care încearcă să acopere totul. Care ar fi uh, soluția pentru a ne recapăta bărbăția, masculinitatea, rolul de bărbat pe care Dumnezeu până la urmă l-a gândit în dreptul nostru pentru că nu, nu ne-am creat așa, ci am fost creați de Dumnezeu. Un lucru fantastic este asumarea responsabilităților. Bărbații sunt făcuți să ducă poveri grele și nu mă refer să le pună cineva în spate ci să își asume, să, de exemplu, să întemeieze o familie, să se apuce de lucruri dificile, pentru că în, mod, în modul acesta pot înflori, pot ajunge să-și descopere propria utilitate, să vadă că nu sunt de sticlă, să vadă că sunt competenți, să se pună intenționat în locuri care să-i provoace. Avem nevoie de lucrurile acestea și, dintr-o dată, viața arată altfel. Ne întemeie o familie, avem uh, copii în viața noastră, Astea toate sunt responsabilități pe care un bărbat le poate duce și le poate duce cu succes. Și este a, acolo se găsește binecuvântarea de cele mai multe ori. Uh -huh. Și din exterior poate să arate greu. Adică, de ce aș vrea să părăsesc zona de confort? În foarte multe cazuri, în poveștile mitologiei, ce face prâs acel voinic? Nu? Pleacă de acasă și se înfruntă cu balaurul. Asta e povestea bărbatului. Pleacă de acasă, una se desparte de familie la vârsta potrivită și se înfruntă cu lumea, se înfruntă cu probleme serioase. Și ce găsește acolo? Păi găsește fata de împărat, nu? Își găsește partenerul, își întemeiază o familie, găsește toate lucrurile care îi dau sens. Ori dacă prâsle acel voinic nu mai pleacă de acasă, ce ne face? Cum se simte el până la urmă? Păi dacă n-a avut, de exemplu, bărbatul acesta, băiatul acesta, un exemplu un în familie, astfel, el pleacă. Dar n-a știut și nu știe că el ar avea ceva resurse în el să se lupte cu acești dușmani. Foarte, foarte bună observație. Și da, de multe ori se întâmplă acest caz, să n-am modelul și să nu știu. Dar partea frumoasă este că avem în jurul nostru modele, modele bune. Putem să urmărim, să ne uităm la bărbații din jurul nostru. Și poate o să găsim unul. Un bărbat care are un comportament care mie mi se pare bun și de apreciat și de dorit. Și atunci să văd ce face el? Să emulez modelul lui. Și aici, evident, este o sabie cu două deșuri: că pot să găsesc un model care mie să-mi placă, dar să fie total dezastros și să-l emulez. Dar putem să ne ducem la exemplul ultimativ, care este exemplul nostru. Domnul Hristos, care este și cald și blând dar este și extraordinar de vertical și tranșant. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, care e Evanghelia iubirii, să zic așa, Iisus le spune de foarte multe ori de la obraz, ca să mă exprim plastic, fariseilor cum stă treaba. Adică este un model de verticalitate fantastic. Și putem să luăm modele, modelul acesta în primul rând, și modele pozitive, sănătoase. În primul rând mă uit unde este bărbatul pe care vreau să le mulez. Este într-un loc unde vreau să ajung și eu? Dacă da, da, în aș putea să mă duc. Evident, de dorit este să iau modelul tatălui meu, dar nu întotdeauna se poate. Am respect pentru tatăl meu ca și om și pentru rolul lui, dar dacă n-a avut un caracter deosebit, atunci îmi caut în acele zone un alt model. Suntem spre finalul emisiunii de, de astăzi um, și aș vrea să lăsăm uh, un cuvânt către ascultătorii noștri, și în mod special bărbaților, pentru că despre bărbați am vorbit mai mult uh, astăzi, deși am putea aminti, nu știu, uh, mai fac o paranteză, ar trebui să fim lăsați de, de doamne, de femei, să fim bărbați, sau nu ține de lucrul ăsta? Deja în momentul, deja punând întrebarea în felul ăsta, uh, e o problemă. Dacă am nevoie cineva să mă lase, să-mi dea voie să fiu bărbat, e o problemă. Întrebarea nu e cine îmi dă voie, cine mă va opri. Cine mă va opri să fiu bărbat, să intru în rolul meu, în rolul meu biologic, în rolul meu spiritual, în toate rolurile astea vechi de când lumea și sănătoase? Cine ar putea să mă oprească până la urmă? Este doar ideea de decizie. Aș vrea să lăsăm acum la, la final câteva gânduri ascultătorilor noștri și bărbaților în mod special. Cei care nu se simt bărbați, cei care nu se simt puternici, cei care nu simt că își împlinesc rolul, cei care se simt încă sub papuci, da, într-un fel sau în altul, se discută și despre Sigur. acest aspect. Vreau să îi încurajez pe bărbații care se uită acum la noi. Întotdeauna soluții există și este nevoie de fiecare bărbat în familia lui. Copiii au nevoie de tați, soțiile au nevoie de soți și societatea are nevoie de bărbați, de bărbați care să ridice lucruri grele, să-și asume responsabilități. Și direcția potrivită este mergem în locuri care ne provoacă. Și nu ne e frică de, de eșec, cu toate că știm cu toții, suntem terifiați de eșec, dar eșecul ne învață. Și ne, ne dă puterea să ridicăm lucruri. tot mai grele, să ne asumăm responsabilitatea și de acolo vine sensul. Sensul și scopul care ne fac să trăim o viață din belșug până la urmă. Mulțumesc foarte mult, Norian, și pentru gândurile din această emisiune. Am vorbit despre moartea bărbaților, dar să știți că vom trăi, așa că putem răsufla ușurați. Chiar dacă n-ai avut un tată, exemplu. Moise a fost crescut de o mamă și a fost un bărbat puternic. Avem atâtea exemple în Sfânta Scriptură de bărbați puternici de care Dumnezeu s-a folosit, crescuți de poate o doică, nici măcar de părinți, pentru că sunt copii, poate ești unul dintre cei abandonați de părinți, atât de tată cât și de mamă, dar Dumnezeu ți-a purtat de grijă. A pus lângă tine oameni care să te învețe cum să fii un bărbat adevărat. Și în ultimul caz, așa cum S-a și amintit astăzi, l avem exemplul pe Domnul Iisus Hristos sau pe Tatăl nostru Ceresc care ne este alături și este gata să ne învețe cum să fim un bărbat sau bărbați așa cum El a conceput bărbăția în slujba Domnului Raul Damian.